După cum știți, luna trecută Samsung a lansat noua versiune de Tizen 3.0 pentru Gear S3. Ei bine, împreună cu aceasta au lansat și un super bug, au distrus autonomia bateriei, dezastru. La scurt timp și-au dat seama de această mega problemă, au oprit update-ul și au rezolvat problema cu un update de software. Așadar, pentru continentul american a fost primit acest update acum o săptămână, în prezent este primit și pentru Europa, cel puțin eu l-am primit, acesta este CQL1 la final, ca și descriere în cazul în care nu v-a apărut update de software verificați manual în Gear Manager about, about Gear, verificați ultima versiune de software și instalați-o manual acesta este update-ul de 20-21 de MB, ce va rezolva problema bateriei pentru Gear S3, așadar cu toții, dacă ați făcut update la noul Tizen 3.0, aveți o mega problemă cu bateria, cel puțin bateria se consuma dramatic, de parcă aveam un Android Wear pe mână, ca să zic astfel. Cu acest nou, nou, update pentru, pentru Gear S3, problema va fi rezolvată. După cum v-am spus, dacă nu v-a apărut automat, instalați-l manual din Gear Manager și totul se va rezolva. Ceasul va fi restartat, va fi instalat noul, noul update de software, după care va reveni la normal, ca să zic astfel, în ceea ce privește utilitate și autonomie baterie. Verificați ultima versiune de firmware în setări, About Gear și aici puteți vedea ce, ce software aveți. Dacă nu-l aveți pe acesta prezentat de către mine, clar trebuie să faceți update pentru a rezolva problema autonomiei bateriei. Cam asta este tot, în acest fel vă puteți, vă puteți updata ceasul și vă puteți rezolva problema uh, legată de autonomia bateriei. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe, mulțumesc!